Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Tema acestei serii am intitulat-o Totalitarismul de dreapta. Da, vom vorbi despre acest fenomen pe baza unei lucrări excepționale care a fost scrisă de domnul lector universitar dr. Vlad Gafița și lansată la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Invitatul serii este nimeni altul decât autorul acestui studiu, domnul lector universitar dr. Vlad Gafița. Bună seara și mulțumesc pentru că ați venit la invitația mea să discutăm despre totalitarismul de dreapta. Bună seara, bine v-am găsit. De ce acest titlu? Rămâne acest titlu pentru că acum jumătate de an am scos o altă lucrare cu un caracter interdisciplinar. Istorie, filozofie, sociologie, antropologie culturală și alte și alte discipline, chiar anumite elemente de teologie, și m-am axat pe analiza ideatică a totalitarismului de dreapta în prima lucrare. Și aceasta vine să întregească oarecum prima carte legată de totalitarismul dreptei, însă are un caracter, trei sferturi din lucrare, mai mult istoric. Adică, să fiu sincer, e ușor mai inteligibilă, cealaltă e destul de, nu i-aș spune greoaie, presupune o mulțime de concepte din vari domenii și nu toată lumea le stăpânește aceste concepte și e nevoită când citește prima lucrare să meargă și la dicționar. La aceasta lucrurile sunt puțin mai complicate în primul capitol legat de societatea închisă versus societatea deschisă. Restul sunt oarecum mai digerabile lucruri. Mai digerabile. Teoretic, așa cred eu cel puțin. Intervalul de studiu este de la naționalism la fascizare, este de fapt continuarea titlului volumului și aș dori să punctăm niște aspecte pe care dumneavoastră le subliniați cu multă acuratețe în acest volum. Și de ce nu, câteva scurte considerații despre societatea deschisă și societatea închisă, acest concept de societate deschisă fiind folosit de francezul Henri Bergson, Karl Popper și Erich Voegelin. Erich Voegelin, da. Azi, înainte de a începe, există conceptul de open society. De fapt, e o continuare a conceptului de societate deschisă democratică într-un context nou, postmodern, postindustrial și într-o lume absolut globalizată. Este un mai cool titlu. Open society. Da, este mai cool și se ocupă, să spunem, un discipol cumva lui Karl Popper de acest concept, discipul pe care noi îl întâlnim mai mult sau mai puțin în lumea noastră contemporană, un om care se amestecă în politica internațională și mă refer la Soros. Soros este continuatorul teoriilor lui Karl Popper, numai că Karl Raimund Popper, acest sociolog austriac de perioada interbelică, a analizat comparativ cele două tipuri de societate prin prisma unei viziuni quasi democratice. Lumea globală presupune o continuare a societății deschise, dar din nefericire și o transformare a societății deschise în altceva. Pendularea între cele două concepte este foarte, să spunem, complicată, adesea fragilă și atunci când umblăm în sistemul democratic de nuanță liberală, în anumite elemente, ca de pildă egalitatea, libertatea, gradul de libertate, există mereu pericolul metamorfozei democrației în totalitarism. Pentru că democrația nu e opusul totalitarismului, asta e opinia mea, ci de fapt din democrație derivă un nou tip, în ghilimele, democratic, cel totalitar, o mutație, de fapt, o mutație abominabilă a democrației, dar nu insistă asupra acestui lucru. Bun. Altfel spus, din democrație se poate naște foarte ușor totalitarism. Nu direct totalitarism, sau uneori direct totalitarism, dar adesea, cele mai multe cazuri, se naște autoritarism sub diverse forme.
îl putem privi adesea autoritarismul ca o fază de tranziție spre totalitarism, dar nu e o regulă să fie așa. Nu întotdeauna se întâmplă asta. Adică au fost regimuri autoritare precum cel al lui Salazar în Portugalia sau Franco în Spania, care știm că au rezistat până în anii 70 ai secolului al XX-lea. Desigur au rezistat cu acceptul puterilor occidentale învingătoare în cel de-al doilea război mondial și în niște condiții deosebite. Revenind la aceste concepte de societate deschisă și închisă, analiza e foarte complicată, e una filozofică, sociologică și dacă toată lumea spune în genere că Karl Popper este, să zicem, omul care a pus bazele conceptului, de fapt și alți gânditori, filozoful intuiționist francez Henri Bergson dezvoltă acest concept, nu intru în nuanțe pentru că nici nu are ajunge timpul și nu cred că e momentul acum. Și ca un dialog așa intelectual în perioada interbelică, fără a fi unul direct, apare în această ecuație cu cei doi gânditori, unul austriac, celălalt francez, un gânditor german, sociolog, filozof al religiei, dar mai degrabă al religiei politice, Erich Voegelin. El este unul dintre inventatorii termenului de religie politică, care se potrivește atât de bine totalitarismului, dar nu numai totalitarismului, ci și democrației. Alături de Erich Voegelin, în paralel, un alt inventator și dezvoltator al conceptului de religie politică este francezul Raymond Aron, mai degrabă mai cunoscut în spațiul românesc decât Erich Voegelin, foarte puțin tradus Erich Voegelin în limba română, are o operă imensă și cantitativ și adesea și calitativ. Ordine și istorie una din lucrurile. Absolut. Are zeci de volume. Eu le-am văzut și în format electronic, în limba engleză, foarte mult tradus în limba engleză, nu e ușor deloc de gurgitat, de digerat, dar se poate, desigur. Ori, acest dialog pe care eu l-am vrut să-l surprind în lucrarea mea duce spre următoarele idei principale, și anume că adesea societatea deschisă se suprapune modernității. Ea se dezvoltă concomitent cu modernitatea. Părerea lui Popper e următoarea, că începuturile omenirii se leagă de un model de societate închisă, de tip tribal, tribalist. Ei, însă prin totalitarism, această societate închisă revine în modernitate, se confruntă cu societatea deschisă, o transformă și are tendința de a o închide parțial, ca în regimurile autoritare sau total, ca în regimurile totalitare clasice, să le zicem. Ce înseamnă închiderea asta a societății? Că vorbim de grupuri umane și așa mai departe. De fapt, închiderea societății totalitare reprezintă, așa, în modelul meu imaginativ, un organism alcătuit din multiple elemente, multiple rotițe. În interiorul respectivului organism rotițele acelea se mișcă, există oarecare mișcare, dar atenție, extrem de limitată de elementul ideologiei. Ele nu se pot mișca în afara ideologiei. Se pot mișca în organisme legate de statul totalitar, fie în organismele de represiune, în funcțiile, gradele din instituțiile de represiune, fie în cadrul partidului unic, dar atât. Adesea societatea închisă se caracterizează prin imobilitate. E o imobilitate generală, iar mobilitatea restrânsă cât există e limitată în genere ideologic. Din coace, la societatea deschisă de tip democratic există o mai mare marjă de mișcare. Tranziția între clase sociale este posibilă, da? Dincolo, în societatea totalitară, dacă vorbim de dreapta, este aproape imposibilă, este una ierarhizată, fiecare își are locul lui în clasa din care face parte, în interiorul clasei, sau nu poate urca de la o clasă la alta. Seamănă foarte mult cu sistemul de caste indian, această ierarhie totalitară. Deși n-ar părea așa la prima vedere. În concepția liderilor totalitari de extremă dreaptă, fiecare are un rol pe care și-l îndeplinește. Rolul său este unic, statul trebuie slujit și limitarea este ideologică. Omul, individul, de fapt, din societatea totalitară este aneantizat. El nu mai contează, el este doar o rotiță în sistem și atât. Individualismul gândirii, autonomia gândirii de tip iluminist și apoi liberal dispar într-un gen de colectivism
de acesta forțat. Cert e însă că societățile acestea închise, moderne, noi, totalitare, sunt mult mai eficiente decât cele deschise. Cele democratice au o mare doză de, să le spunem noi, insecuritate, de hazard. În democrație hazardul este posibil. De aceea și democrația este adesea numită ca cel mai imperfect sistem, dar până la urmă altul mai bun nu avem. Da. Din coace, perfecțiunea totalitarismului cu ghilimele e dată de caracterul religiei politice. Și anume, regimurile de tip totalitar, mai ales cele de dreapta, se aseamănă cu religii. Nu sunt niște religii în sine, ci sunt niște forme de religiozitate modernă. Nu confundăm religia cu religiozitatea, dar pendularea asta între concepte e destul de complicată. Ideologia devine o religie. Da. Slujitorii ideologiei, adică elita totalitară, se aseamănă adesea cu o castă a preoților. Și apoi urmează ierarhia până la masele care nu trebuie să se manifeste în mod liber. În orice caz, masele nu gândesc mai mult decât indivizii. Acea legitate a psihologiei maselor, conform căreia într-o masă de oameni, cantitatea de inteligență luată individual, pusă la oaltă, da, e inferioară la final. Inteligența masei e cu mult sub, că n-are nicio legătură cu rațiunea, comportamentul masei, ci dimpotrivă, cu iraționalul, cu instinctul, cu sentimentul. Adesea în istorie masele sau deciziile maselor au fost dezastroase. Deci nu, ideea marxistă că masele trebuie să conducă societatea este doar o minciună repetată la infinit, nu? Dacă care o spui de 1 milion de ori, așa cum spunea Iosif Paul Goebbels, devine adevăr. El era un specialist în a minți, fiind șeful ministrul propagandei de milioane de ori până când minciuna devenea adevăr. Mă rog. Imperialismul este o nouă noțiune dezbătută în acest volum și ar fi interesant de comentat interpretarea marxistă și liberală a imperialismului. Când auzim cuvântul imperialism, desigur că ne gândim prima dată la interpretarea marxistă, nu? Adică vorbim de o demonizare a conceptului. Imperialismul este o formă de subjugare a indivizilor, a popoarelor, etc., etc. Însă trebuie lucrurile privite de la distanță, așa cum trebuie un specialist, un istoric să le privească. Sine ira et studio, fără mânie, fără ură și părtinire. Imperialismul în sine, conceptul e, vine dintr-o formă republicană. De la imperium. Această calitate în Republica Romană a conducerii armatei, da? A unor magistrați, apoi devine o funcție predominantă a primului împărat cu acte în regulă roman, Octavian Augustus, pentru că Cezar fusese dictator, numai că știm că dictatura este o chestie inițial limitată, dar uită toți că e limitată și apoi se duce, lucrurile merg mult mai departe. Bun. Această interpretare marxistă a imperialismului, desigur, se leagă de lumea capitalistă. Lumea capitalistă care își manifestă forța, puterea, mușchii prin imperialism, prin subjugarea popoarelor la nivel economic, la nivel politic, etc., etc. Această fază superioară de dezvoltare politică, în ghilimele superioară a imperialismului, adică un stat care e adesea multinațional, multietnic, multireligios, da? Dominat de o metropolă, nu? Și periferia, în sensul politic, fiind coloniile sau popoarele, etc., etc. Da? E, desigur, această idee. Asta e interpretarea în două vorbe marxiste. Sigur că teoretic e mult mai complicată de atât. E o interpretare din punct de vedere logic relativ coerentă. Dacă te uiți cu atenție în interiorul ei, îi vezi, ca în orice teorie, îi vezi defect. Nici o teorie nu e perfectă. Orice teorie poate fi dărâmată. Tot ce e construit de mintea umană e imperfect. Trebuie o minte superioară să-i găsească defectele și o distruge eventual din interior. Ei, vin după aceea o multitudine de alte teorii de regulă orientate spre partea dreaptă a politicii relativ la imperialism. Suprapunerea între naționalism, apoi ultranaționalism,
ideea de revizionism, de extindere teritorială, da, a unor popoare și state sau dorința unor state de a include întreaga națiune în interiorul granițelor. Asta a fost evoluția naționalismului. Sigur că naționalismul inițial nu a fost unul etnic. Inițial el a fost unul de natură clasială, socială. În evul mediu, nazio, cuvântul nazio, desemna clasa nobilimii, clasele privilegiate. Mai ales nobilimea alogenă care venea peste niște autohtoni. Da? Vă dau un exemplu simplu. Franța, da, cu populația autohtonă galo-romană, peste care la un moment dat vine un trib de migratori germanici, francii. Și francii sunt nazio care domină, nu, acest teritoriu, aducând chiar bucățile alea teritoriale din Galia romană și nu numai, mai mult de atât, sub forma unui imperium. Da? Un imperium care de fapt e o restaurare, o continuare a celui roman, dar de data asta sub o limbă germanică a francilor. Desigur, și continuarea limbii, păstrarea limbii latine ca limbă de, limbă de cult și limbă a elitelor, dar dominată de o limbă germanică. De aici și foarte multe elemente în limba franceză de natură germanică. Unele sunt și ale celților, nu ale Asterix și Obelix. Expresii de genul sec, esc, astea sunt galicisme, origine autohtonă. Ei, asta e un exemplu, nu? Dacă ne gândim la Franța. Apoi, există diverse forme de națiune, italica, burgundă, etc., etc. Autonomii de-astea medievale, națio, da, de natură socială. Ei, odată cu modernitatea, cu finalul secolului XVIII și începutul secolului XIX și mai ales cu momentul 1848, această idee de națiune devine una etnică, etnicizată. Nu o fac masele, în realitate. O fac anumite elite, dar atenție, elite diferite de cele anterioare nobiliare, de factură burgheză, capitalistă. Elitele burgheze care preiau această idee și o răspândesc, etnicitatea asta, care ia forme politice diverse. Pot fi liberale uneori în anumite state, pot fi conservatoare și determină încetul cu încetul, după 1848-49, coagularea statelor naționale moderne. Adesea unele suprapuse cronologic, nu? De la unificarea, procesul de unificare a Germaniei, Italiei, da, statelor italiene și chiar România. Ei, această idee de națiune etnică e dezvoltată încetul cu încetul spre încercarea de a răspândi curentul, această transideologie naționalistă și ajunge la forme extreme către finele secolului al XIX și începutul secolului XX și așa numitele mișcări pan, cu pan în față, da, care încearcă să cuprindă întreaga națiune în granițele unui stat. Au avut-o și germani, au avut-o și slavii de diverse ramuri, facturi, da? Ideea de coagulare. Și treptat, sub înrăurirea unor teorii geopolitice, de pildă în spațiu german, pangermanismul a luat forme extreme, radicale, naționalismul ăsta modern, și devine ultranaționalism, care merge spre rasialism, rasist și alte elemente. În două vorbe, pentru spațiul germanic, la finele secolului XIX și începutul secolului XX, există două mari teorii, și anume, una, politica mondială, adică dominarea nu numai militară, ci și economică a lumii, inclusiv colonii, Weltpolitik, politica mondială, și a doua, mai cunoscută, a lui Ratzel, Lebensraum, teoria spațiului vital, adică un popor elitist care trebuie să aibă la îndemână resurse și sclavi, ori singura zonă în care se putea extinde Germania era centrul Europei și Estul, spre spațiul slav. Da? Și ca atare, Germania a putut ajunge la o formă de ultranaționalism amestecată cu darwinism social, amestecată cu elitism, cu rasism, și Hitler, de fapt, asta a fost dorința lui, Hitler și-a propus să adune într-un granițele unui singur stat toată națiunea aceasta, în ghilimele, superioară germană. Dincolo,
Italia venea cu o tradiție imperială romană pe care, desigur, Mussolini o preia adesea în formele ei de suprafață, estetizante, de la cultura materială, cultura spirituală, arhitectură, etc., etc. Și vrea o restaurare a Imperiului Roman, da? Roma, să, Italia să redevină un imperiu precum Roma, să aibă în centrul său Marea Mediterană. Ca atare, Italia își propunea să domine sudul continentului și nordul Africii în general. Și a încercat lucrul acesta, parțial a reușit, s-a văzut că în plan militar calitatea armatei italiene a dat dureri mari de cap Wehrmachtului și nu numai armatei germane net-superioare din toate punctele de vedere. Încă un lucru mai punctez, cele două ajuns regimuri totalitare de dreapta, evident și cel de stânga, sovietic, e tot un imperialism, nu intrăm însă aici în amănunte, au putut ajunge la forma asta extremă de imperialism, dar toate popoarele au tendința asta, mentalul, undeva inserat într-un subconștient colectiv de extindere, de expansiune. Toți avem. Și noi avem. Și bulgarii au. Și grecii. Ungaria, desigur, Ungaria nu mai spune. Toți au. Și de aici multitudinea asta de intersectări între naționalisme, de conflicte, care e din evul mediu, dar mai vizibile, desigur, odată cu modernitatea și se ajunge, nu, la primul război mondial, cu zona asta a Balcanilor. Nu mai încăpeau unii de alții. Da? Intersectările de naționalism, enclavele de bucăți de națiuni în interiorul altora, aflate într-un stat sau altul, într-un imperiu sau altul, toate au. Însă puține au ajuns la forma aproape maximă imperială. Pentru că s-a văzut că al treilea Reich s-a destrămat așa ca o iluzie după o mie de ani. Și-a dorit Adolf Hitler, însă din fericire a rezistat doar 12 ani, luat de la 33 la 45. Ghinion, ca să citesc. Da, ghinion, să cităm un etnic german, român, de altfel jet-beget și cu funcție importantă. Așa este. Domnule profesor, vă propun o scurtă pauză publicitară și revenim imediat în studio. Publicitate.